artistic. La fel ca în anii trecuți, parterul Centrului Cultural Ion Vinea este gazda primitoare a noii ediții a Zilelor Educației Naționale. Aici, timp de 5 zile, liceele Giurgiu Vene au ocazia să-și prezinte oferta educațională pentru anul școlar 2015-2016. Vă felicit pe toți cei care v-ați străduit astăzi să aduceți aici tot ce este mai bun din școlile dumneavoastră, să prezentați părinților și viitorul elevei dumneavoastră aceste realizări, aceste premii pe care dumneavoastră le-ați obținut de-a lungul multor ani de muncă și prin această metodă să atrageți către școlile dumneavoastră elevii cei mai buni și cei mai pregătiți. Seria de manifestări cultural-artistice a fost deschisă de corul seminarului teologic Teoctist Patriarhul. Au urmat dansuri populare puse în scenă de o grupă de preșcolari de la grădinița Dumbrava Minunată, elevi ai școlii de muzică Victor Carpis, de la Palatul Copiilor și multe alte momente artistice. Reprezentanții liceelor au avut grijă să-și amenajeze standurile într-un mod cât mai atractiv pentru a-i convinge pe elevii din ultimul an gimnazial să li se alăture. Avem o clasă de mate-info, două clase de științe ale naturii, o clasă de filologie, două clase de științe sociale și o clasă specială, singura din Giurgiu, de profil pedagogic. Cu specializarea învățător-educator. Și noi invităm toate fetele care vor să se înscrie la acest profil, pentru că noi facem parte de altfel din cadrul acestui profil, să vină, pentru că este o meserie de viitor foarte frumoasă. Anul acesta noi pregătim două clase de filologie, între care o clasă de engleză intensiv, două clase de mate info, o clasă de științe sociale, trei de științe sociale și două de științe naturii. Pe tot parcursul acestei săptămâni, elevii de clasa a 8-a sunt așteptați să viziteze spațiul destinat liceelor pentru a-și forma o idee despre profilurile existente. Zilele Educației Naționale se vor încheia cu un spectacol oferit de liceenii din județul Giurgiu, vineri de la ora 10.